Bună ziua, stimați cetățeni, reprezentanți ai presei. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre pentru briefingul de astăzi. Țin să menționez că Inspectoratul General al Poliției a organizat acest briefing pentru a informa comunitatea privind evenimentele care urmează să se desfășoare în, la ziua de mâine, precum și în următoarea perioadă. Astfel țin să menționez că, în conformitate cu declarațiile prealabile care au fost depuse către Primăria Municipiului Chișinău, începând cu ziua de mâine și până la data de 31 decembrie, deci în anumite locații, cum ar fi șoseaua Hâncești, în municipiul Chișinău, în preajma gării Auto, precum și Bulevardul Dacia, în adiacentul porților orașului, Calea Orheiului, intrarea în oraș, precum și intențiile manifestate la ziua de astăzi de către unele persoane, deci intrarea în municipiul Chișinău din direcția Strășeni. Deci de către agricultori urmează să fie desfășurat un protest cu participarea cât a persoanelor, agricultorilor, atât și a tehnicii agricole, în vederea solicitării, soluționării, revendicărilor înaintate față de Guvernul Republicii Moldova. Totodată, la ziua de ieri a fost înaintată declarația prealabilă de către privind solicitarea unei acțiuni de protest cu genericul apărăm votul și voința poporului față de actuala majoritate în Piața Mării Adunării Naționale de către reprezentanții PAS și ținând cont de faptul că mai multe partide politice precum și formatori de opinii, grupuri de persoane au dat curs acestei invitații. Deci la ziua de astăzi, Inspectoratul General al Poliției a organizat o ședință prin care au prestabilit modalitatea de asigurare a desfășurării sau a bunei desfășurări a evenimentelor declarate, deci până la ziua de astăzi, care urmează să aibă loc începând cu ziua de mâine. În acest sens, vreau să aduc în atenția și la cunoștința organizatorilor și participanților la evenimentele publice care au fost declarate câteva aspecte de care trebuie să se conducă și respectiv să țină cont, astfel încât acestea să aibă caracterul pașnic și să fie organizate în totalitate, în conformitate cu legislația în vigoare. Potrivit articolului 8 al legii 26 privind întrunirile, evenimentele sau acțiunile în cadrul evenimentelor care vin să îndemne la război, de agresiune, la ură națională, rasială, etnică sau religioasă, incitarea la discriminare sau la violență publică, subminarea securității naționale sau a integrității teritoriale a țării, săvârșirea infracțiunilor, încălcarea gravă a ordinii publice sau organizarea tulburărilor de masă, încălcarea moralității publice, a drepturilor și libertăților altor persoane, ori punerea în pericol a vieții sau a sănătății acestora, sunt condiții care înlătură caracterul pașnic și respectiv sistează întrunirile. În acest sens, deci vreau să reiterez că întrunirile se desfășoară doar în mod pașnic, iar organizatorul și participanții sunt obligați să asigure deci prevederile legislației și se desfășoare doar în strictă conformitate cu aspectele prestabilite. Totodată, țin să aduc în atenția organizatorilor că aceștia au obligația să asigure întrunirea doar în forma, în modul și în locul prestabilit sau indicat în declarația prealabilă și să nu admită deci abateri de la acestea. Să desemneze un coordonator al întrunirii care să coopereze și să comunice cu autoritățile publice locale și reprezentanții organelor de drept în vederea asigurării bunei desfășurări și înlăturării oricăror pericole sau circumstanțe care pot să destabilizeze situația. Totodată, deci organizatorii sunt obligați să creeze un aparat propriu de menținere a ordinii în timpul desfășurării întrunirii, ai căror membri vor putea să vor purta însemne distinctive pentru a fi ușor identificați și respectiv să coopereze cu participanții, să identifice riscurile
și să comunice organizatorului despre eventualele consecințe sau situații care pot să intervină. Participanții la întruniri, în conformitate cu prevederile articolului 19 al legii 26, sunt obligați să respecte legislația și ordinea publică și cerințele legale ale administrației publice locale, ale organizatorului și respectiv ale organului de drept. Să se abțină de la acțiuni care pot împiedica buna desfășurare a întrunirii și să nu accepte aspecte de incitare la astfel de acțiuni. Să părăsească întrunirea la cererea organizatorului sau a reprezentantului administrației publice locale sau organul de drept în cazul când prezintă pericol sau lucrurile iau o altă arie de comportament. În timpul întrunirilor este interzise deținerea de arme, obiecte ascuțite, arme albe, substanțe interzise care pot pune în pericol viața personală, precum și viața tuturor participanților și altor persoane care se află în adiacent, fără ca să aibă atribuție la evenimentele care se desfășoară. Totodată, în timpul întrunirilor, este prestabilit ca unii participanți, dacă încalcă ordinea publică, organizatorul, în caz de necesitate, împreună cu reprezentantul administrației publice locale și a organului de drept, se solicite îndepărtarea acestora. Aceștia sunt obligați să se conformeze fără ca să creeze impedimente și să perturbeze buna desfășurare a întrunirii. Cunoaștem cu toții că, conform hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în perioada 30 noiembrie 15 ianuarie, pe întreg teritoriul țării, este declarată stare de urgență în sănătate publică. În acest sens, vreau să aduc în atenția cetățenilor măsurile generale care sunt obligatorii pentru a fi asigurate. După cum cunoaștem cu toții că prezența în spațiu public mai mult de 3 persoane, precum și a persoanelor cu vârsta depășită de 63 de ani, este interzisă. Totodată, vreau să menționez că portul măștilor și respectarea măsurilor de siguranță personală, de sănătate, sunt obligatorii. Respectiv, țin să aduc în atenția dumneavoastră că chiar și dacă ați dat curs invitației și ați acceptat ca să participați la acest eveniment sau la evenimentele care urmează să se producă, este obligatoriu ca organizatorii să stabilească și să întocmească lista epidemiologică cu includerea datelor tuturor persoanelor care au participat la acest eveniment. Datele respective urmează să fie puse în evidența autorităților din sănătate publică și respectiv aceștia să monitorizeze starea de sănătate a persoanelor care au participat în vederea intervenției proactive, timpurie, în caz de schimbare de situație, de sănătate, de agravarea sănătății cetățeanului și respectiv să fie posibilitatea ca să intervenim prompt și eficient și a nu admite infectarea altor persoane, precum și identificarea timpurie a persoanelor care acesta a fost în contact, izolarea acestora și respectiv să creștem gradul de siguranță a apropiaților, a rudilor și a tuturor celor care contactează zilnic la serviciu sau în comunitatea unde își desfășoară activitatea. Trebuie să înțelegem că de ultima perioadă poliția este tot mai des abordată de către medici, prin care se solicită ca poliția să responsabilizeze la maximum societatea, cetățenii, deoarece medicii deja se sufocă și cu greu fac față situației pandemice. Nu trebuie de neglijat cerințele menționate de mine supra, deoarece numărul impunător al îmbolnăvirilor înregistrate și starea de lucruri la ziua de astăzi este îngrijorătoare. Locurile în spitale, în instituțiile medicale, practic, sunt la limită și eforturile și intervenția medicilor este mult mai extinsă. În așa manieră, noi vom
reduce din calitatea intervențiilor medicale, deci odată ce numărul de persoane care necesită, la care se necesită intervenția, este în creștere. Vreau să menționez câteva aspecte. Că statisticile înregistrate, deci de ultima perioadă, ce ține de îmbolnăvirile cetățenilor cu virusul COVID, deci în ultima perioadă, dacă vorbeam anterior de cifre de 500-600 de cazuri, deci la moment am atins deci nivelul de aproximativ 1800 de persoane infectate sau confirmate pozitiv zilnic. Și țin să aduc în atenția dumneavoastră că cu părere de rău, irresponsabilitatea sau deci, lipsa de grijă manifestate în diferite evenimente publice care au avut loc și în special aș vrea să aduc în atenția tuturor cetățenilor că chiar și în scrutinul electoral, toți concurenții electorale, reprezentanții acestora la organizarea evenimentelor au admis abateri, au admis ca grupul de persoane să depășească numărul de 50, nu s-au asigurat măsurile de protecție, evenimentele publice, fie că protest, fie că altele, deci la fel s-au rezumat doar la mesaje ca cetățenii să fie responsabili, fapt care, cu părere de rău, deci la a 10-a 12-a zi, numărul de persoane după aceste evenimente confirmate pozitiv este în creștere. Aici vreau să apelez către toți politicienii care la moment sunt în exercițiu, cei care sunt aleși, cei care asigură guvernare, cei care sunt în opoziție, cei care reprezintă clasa politică, reprezentanții autorităților publice locale, persoanele cu statut juridic, privat, deci care gestionează grupul de persoane, să manifeste responsabilitate maximă cu privire la evenimentele care se desfășoară și la riscurile care sunt expuși cetățenii care participă la ele. Nu este binevenit atunci când noi, prin felul de a fi și respectiv și reprezentanții autorităților publice centrale, prin propriul exemplu, trebuie să demonstrăm comunității și să aducem acel grad de percepere a responsabilizării. În acest sens, aș vrea să aduc și în atenția dumneavoastră că poliția nu va admite deci, aceste încălcări și respectiv de fiecare dată va sesiza organizatorii ca să întreprindă măsurile corespunzătoare, să nu se limiteze doar la adresările publice sau solicitările cetățenilor de a se apropia, de a lua măști sau dezinfectant. Noi venim cu recomandarea că odată ce ne-am luat responsabilitatea și am organizat o întrunire masivă cu participarea la un număr masiv de cetățeni, trebuie să creștem și gradul de siguranță a acestora ce ține de sănătatea lor și să avem sau să le purtăm grija acestora care au dat curs invitațiilor și sunt prezenți la evenimentele organizate. Poliția vine cu recomandare către organizatori să asigure un dispozitiv, deci din corpul de organizare a evenimentelor, care se afle în mulțime și să monitorizeze prezența cetățenilor, felul de comportament și echiparea acestora cu măsurile de siguranță în sănătate publică. Să atenționeze cetățenii care nu respectă sau nu poartă corect masca, deci și respectiv la necesitate să le ofere deci, măsurile de protecție în caz când aceștia nu le au. Iar la durata de mai mult de 3 ore a evenimentului să dispună de posibilitatea ca să vină cu rezerve față de cu rezerve de măști dezinfectant în privința cetățenilor care sunt prezenți la eveniment. Încă o dată vreau să menționez că acest lucru este necesar ca să ne îngrijorăm de sănătatea tuturor cetățenilor și să nu pasăm pe propria responsabilitate a acestora odată ce au dat curs, deci invitațiilor și au decis participarea la evenimente. În continuare aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră că apelul față de cetățeni și față de organizatori este ca poliția manifestă deschiderea și predispunerea la cooperare în vederea asigurării bunei desfășurări. La ce
solicităm și din partea organizatorilor și din partea participanților și poliția solicită să fie acordat tot suportul necesar de informații, de acțiuni legale, de incitări în mulțime din partea unor categorii de persoane. Deci despre dacă sunt în cunoștință de cauză că se planifică sau se intenționează unele acțiuni ilegale, deci să fim informați, să avem acest schimb de informație și respectiv organizatorii să își execute acele obligații stabilite prin lege, să înlăture aceste persoane din mulțime, iar la necesitate, deci să solicite acordul și implicarea organelor de drept pentru a realiza aceste aspecte. Cu părere de rău, necătând la faptul că deci se declară că întrunirile vor avea un caracter pașnic și se vor desfășura în strictă conformitate cu legislația în vigoare, precum și faptul că întrunirile respective deci vor să asigure respectarea dreptului fundamental la libera exprimare, mesajele care sunt făcute publice, precum și informațiile acumulate ca urmare activităților speciale de investigație ale poliției, identifică și tente deci de incitare la agresivitate, intenții de a intra în altercație cu forțele de ordine, precum și alte acțiuni care vin să provoace și să atenteze la ordinea de drept, la ordinea publică, să atenteze la obiectivele statului, precum și la proprietățile statului. Acestea, bineînțeles că sunt monitorizate și se înfăptuiesc acțiunile procesuale corespunzătoare în vederea documentării și respectiv întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea neadmiterii. Totodată, țin să menționez că la încercările de a provoca, de a atenta la valorile menționate supra, poliția va reacționa convingător și în conformitate cu legislația în vigoare pentru a preveni și a combate orice comportament și acțiuni care au ca scop să destabilizeze situația și ordinea publică, să atenteze la ordinea de drept, să atenteze la drepturile altor categorii de persoane care nu manifestă și nu sunt prezente, deci la evenimentele desfășurate. Orice încercare, deci de a acționa cu violență, cu agresivitate, cu incitare la dezordine de masă, deci vor fi catalogate în conformitate cu legislația în vigoare. Țin să menționez că pe tot parcursul desfășurării întrunirii, poliția va monitoriza prin intermediul grupilor de documentare procesuală orice acțiune, orice îndemn, orice organizare de acțiuni ilegale și respectiv ulterior se va da calificarea juridică a acestora, inclusiv și pentru inițiatori și în privința persoanelor care vor da curs sau vor accepta să participe la aceste ilegalități. Stimați cetățeni, poliția nu odată a demonstrat faptul că scopul nostru este de a asigura și de a menține ordinea publică, de a restabili și a aduce în normalitate ordinea și respectiv să asigure drepturile fundamentale ale cetățenilor. Noi și în continuare venim cu recomandări și să cunoașteți că acele blamări care se încearcă a face, că poliția împiedică sau încearcă să pericliteze, deci deplasarea cetățenilor, nu sunt corecte. Acest lucru nu a fost făcut și nu se admite nici în continuare. Țin să menționez că cei care au dat curs ca să se deplaseze la evenimentele organizate în municipiul Chișinău cu transportul propriu, deci să vă asigurați că transportul este echipat și corespunde rigorilor timpului de afară. Sunt echipate corespunzător tehnic și corespund tuturor cerinților. Asigurați-vă că conducătorul auto se află în stare de sănătate favorabilă, nu este nu a consumat și nu este în stare de ebrietate, precum și să nu fie admis să se urce la volan în caz că deci starea de sănătate nu este permisă. Să respecte toate măsurile de protecție și de prevenire anticovid a tuturor persoanelor care deci urcă și se deplasează deci cu unitățile de transport, fie că acestea sunt private sau sunt deci de
de rută, deci fie că sunt auto sau deci feroviare. În acest sens, la sosirea în municipiul Chișinău, ținând cont de faptul că locul desfășurării întrunirii este piața Mării Naționale, poliția aduce la cunoștința noastră că unitățile de transport cu care cetățenii urmează să se deplaseze către locul desfășurării întrunirilor, deci urmează să fie parcat pe străzile, segmentele, strada Pușkin, de la Ștefan cel Mare până la strada Columna, strada Bănulescu-Bodone, de la strada Ștefan cel Mare până la strada Columna, strada Columna, între perimetrul străzilor Bodone și Pușkin, strada Tricolorului, între Ștefan cel Mare și respectiv Columna, Columna, deci până la strada Mihai Eminescu. Inspectorii și agenții de circulație rutiere se vor afla prezenți în aceste zone, respectiv vă rugăm să cooperați cu aceștia și respectiv de comun să asigurați staționarea unităților de transport în așa manieră ca să nu periclităm circulația în municipiul Chișinău. Pentru perioada desfășurării întrunirii, începând cu orele 10-11, în dependență de fluxul de persoane care se vor afla prezenți, deci la locul evenimentului, transportul public va fi redirecționat, cât și cel electric, atât și rutierele și autobuzele, deci pe străzile din adiacent. În așa manieră rugăm ca cetățenii care au necesitate de deplasare, deci să evite aceste zone sau respectiv să se apropie de agenții de circulație pentru a le fi înaintate recomandări de unde pot să-și ia, deci unitatea de, ruta transportului în dependență de necesitățile fiecărui cetățean în parte. Menționez încă o dată că pentru buna desfășurare a evenimentelor planificate și declarate la ziua de mâine, astăzi, începând cu orele 10:00, în cadrul Inspectoratului General al Poliției, de către Ministrul Afacerilor Interne a fost convocată ședința conducătorilor de arme, unde au fost stabilite planificările și respectiv evaluate toate riscurile, într-așa manieră ca cetățenii participați la întrunire să se simtă în siguranță și respectiv să nu fie periclitate, deci drepturile și fundamentale, precum și să nu fie impedimente create altor persoane care nu au tangențe și nu sunt interesați de participarea la acest eveniment. Țin să menționez că de ultimă oră, chiar dacă poliția nu odată a demonstrat faptul că a asigurat și a prevenit și a combătut deci ilegalitățile, exercițiile care au avut loc în ultimul timp, deci au fost asigurate în maniera respectării principiului legalității. Mai des și mai des avem încercări ca poliția să fie blamată sau să fie făcută impunitate în adresa unor conducători sau angajaților poliției, ca să manifeste loialitate unor intenții sau unor acțiuni, precum și să nu admită documentarea unor încălcări. Stimați politicieni, stimați cetățeni, orice stat bazat pe drept, deci poliția trebuie să aibă fermitatea și poziția sa. Deci poliția nu poate fi loială deci anumitor viziuni sau curente politice. Poliția este obligată să asigure ordinea de drept, să curme și să combată criminalitatea și respectiv să asigure gradul de siguranță. Dacă nu se admit ilegalități, dacă nu se admit încălcări, dacă nu se admit provocări, devastări, nu se cheamă la dezordine în masă, poliția niciodată nu a periclitat și nu a intervenit pentru ca membrii societății să-și exprime drepturile fundamentale care sunt prescrise și sunt obligatorii în acest sens. Noi suntem alături de cetățeni și nu vom tolera sub nicio formă aceste intenții de încălcare. Și anume, blocarea benzilor, crearea de obstacole, opunerea de rezistență funcționarilor și respectiv nu vom admite deci ultragierea angajaților poliției și respectiv chemările la dezordine în masă însoțite de aplicarea violenței, deci vor fi curmate în conformitate cu legislația în vigoare. De multe ori suntem întrebați câți polițiști vor asigura ordinea publică. În acest sens vreau să menționez că numărul de polițiști și implicarea polițiștilor depinde foarte mult de modul de desfășurare a întrunirii. Iar dacă acestea vor încerca să
facă abateri de la prevederi legale, vor pierde caracterul lor pașnic, deci toate dispozitivele și instrumentele polițienești vor fi puse în aplicare în maniera de a curma orice acțiune ilegală, de a restabili ordinea de drept și respectiv de a o menține în continuare ca persoanele care insuflă încredere, deci să-și poată continua acțiunile legale. Menționez încă o dată, acțiunile legale. Iar cei care au intenții de destabilizare, de provocare, poliția le recomandă să renunțe la ele și să se conformeze legislației în vigoare. Fac îndemn încă o dată, poliția este alături de societate. Pentru persoanele care vin să se deplaseze cu tehnica agricolă, astăzi, parcursul zilei, șefii de inspectorate deci vor avea contactul cu liderii agricoli care intenționează să se deplaseze și să participe la protestul declarat de către ultimii. Deci aceste intervenții nu pot fi catalogate ca impedimente sau încercări de a determina persoanele să nu participe. Dimpotrivă, poliția vine cu recomandare către toți participanții, cei care se deplasează cu tehnica agricolă. Corespunderea tehnicii, deci la standardele tehnice obligatorii pentru aflarea în deplasare. Nu este admisă deplasarea în grupuri organizate, conform legislației în vigoare. Deci acest lucru poate fi efectuat ca urmare deci a declarației de unanimitate către organul de poliție privind această intenție și respectiv de către angajații poliției va fi asigurată deplasarea în siguranță deci a grupurilor de persoane cu tehnică agricolă către locurile declarate pentru desfășurarea întrunirilor. Deci solicităm ca persoanele care vor conduce unitățile agricole să se afle în stare de sănătate favorabilă și respectiv să nu aibă urmări al consumului de băuturi alcoolice. Aspectele tehnice a unităților de transport să corespundă certificatelor obligatorii pe care trebuie să le dețină. Totodată, chem și îndemn toți organizatorii, toți participanții să respecte măsurile de sănătate publică. Aceasta este cea mai mare grijă de care trebuie să ne îngrijim astăzi față de toți membrii comunității. Chem politicienii, cum și-am menționat, cei care astăzi asigură guvernarea, cei care sunt în opoziție, cei care astăzi sunt în exercițiu, cei care au fost aleși, să găsească căile viabile de soluționare a problemelor și impasurilor care consideră că sunt admise sau sunt încălcate. Prin dialog, prin concursuri legale, prin dezbateri și fără ca să punem în pericol societatea, membrii comunității și respectiv să asigurăm nivelul de siguranță a cetățenilor, cât de sănătate publică, atât și nivelul de siguranță a ordinii de drept. Poliția este alături, poliția va fi lângă și în prezență, lângă organizatori, lângă participanți, rugăm cooperare, noi vă spunem că vom oferi toată asistența necesară ca evenimentul să decurgă pașnic și respectiv să fie manifestate drepturile fundamentale. Principiul legalității, principiul prezumției și principiul respectării, deci proporționalității de către poliție, de către organele de drept care vor fi prezente la evenimente, la asigurarea ordinii de drept la evenimente, vor fi asigurate întru totul. Reprezentantul administrației publice locale va fi prezent și va monitoriza deci, evoluția evenimentului. Organul Procuraturii a fost sesizat despre desfășurarea evenimentelor și respectiv urmează să dea calificare juridică în caz de apariția unor ilegalități. Doar împreună putem construi siguranța, doar împreună putem să făurim siguranța noastră tuturor și respectiv, în primul rând, sănătatea tuturor cetățenilor. Vă mulțumim frumos, să aveți un weekend plăcut în continuare și respectiv cei care vor participa la evenimente să asigure respectarea legislației în binele deci tuturor cetățenilor și respectiv în asigurarea continuității funcționării autorităților publice centrale care vin să asigure deci necesarul pentru comunitate. O zi frumoasă în continuare!